Menținerea școlilor și a restaurantelor deschise este o prioritate pentru autoritățile botoșenene. Chiar luni au avut o discuție cu reprezentanți de Horeca și au convenit să-i sprijine în continuare. În momentul de față, indicele de infectare ar putea fi influențat de focarul de la psihiatrie, iar situația de acolo s-ar putea agrava. Însă, acolo este un focar închis, motiv pentru care autoritățile de la județ nu văd de ce să restricționeze activitatea școlilor și a restaurantelor. După cum bine știți, am avut o întâlnire cu proprietarii de restaurante, deci cei care sunt membri în Horeca, vis-a-vis de faptul că ieri am avut un indice de infectare de 2,75. Trebuie să ținem cont că acest indice de infectare sau această creștere este datorată în principal focarului de la Spitalul de Psihiatrie. Pe noua metodologie de calcul, dacă există un focar într-o unitate spitalicească, se ia în calcul numărul tuturor acelor confirmați pozitiv și numai o singură persoană ca până acum. Noi vom încerca să menținem activitatea restaurantelor deschisă, făcând o adresă, da, în cazul în care vom trece de 3, către INSP, pe motiv și să solicităm calculul nu neapărat al indicelor, cât menținerea să menținem deschisă activitatea restaurantelor și a școlilor. Autoritățile au declarat că vor fi mai atente în ceea ce privește respectarea măsurilor sanitare, mai ales că în weekend sunt programate petreceri cu tema zilei de 8 martie. Au ridicat în principal probleme legate de măsurile sanitare care trebuie luate în această săptămână și în special pe sfârșitul acestei săptămâni, respectiv 7-8, când sunt organizate foarte multe evenimente în principal în municipiul Botoșani, dar avem și în Dorohoi. Focarul de la secția de psihiatrie le dă emoții mari autorităților din sănătate. Mai mult pentru că acolo situația s-ar putea înrăutăți pe zi ce trece. După discuția pe care am avut-o cu cei din Horeca, deci, după cum știți, ieri data de incidență la nivelul municipiului Botoșani e 2,75. Am făcut o incidență fără focar de la psihiatrie, care este un focar, doar doi angajați sunt, deci care sunt în afara spitalului, care au activitate și nu sunt efectiv în acest focar, iar rata e la nivelul municipiului Botoșani 2,52. Clar că focarul de la psihiatrie este posibil să mai crească pentru că există riscul dintre pacienții care momentan au ieșit negativ să devină pozitiv. Faptul că aceste focare sunt închise, că acești pacienți nu ies în exterior, nu au treabă cu exteriorul decât prin contactul direct cu personalul din spital, ar fi păcat să sufere toată lumea, să închidem tot. Prefectul județului și directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Botoșani promit că vor face demersuri către Institutul Național de Sănătate Publică pentru a nu închide municipiul din cauza focarului. Putem face aceste demersuri către INSP să justificăm faptul, chiar dacă trecem peste 3 cu rata de incidență prin focare de la psihiatrie, de la alte cămine, dacă rata de incidență fără focare este sub 3, putem justifica. Nu știm dacă ne aprobă sau nu ne aprobă, noi justificăm și venim cu propunerea, pentru că ar însemna că în momentul în care trecem peste 3, închidem școlile, exact ce știți ce se întâmplă la rata de incidență peste 3. Rata de infectare din ultimele 24 de ore la Botoșani este de 2,68 la 1000 de locuitori și au fost raportate 42 de noi cazuri de infectare în județul Botoșani.